Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare prioritar acordă subvențiile fermierilor micro, mici și mijlocii, pe motiv că aceștia sunt mai vulnerabili față de cei care gestionează suprafețe mai mari. Secretarul de stat Vasile Șarban a anunțat într-o conferință de presă că până acum au fost transferate plăți către toți solicitanții, iar asta înseamnă în jur de 2000 de agenți economici unici. Din considerentul ca să-i ajutăm pe cei micro, mici, mijlocii, deoarece este foarte important, acești agenți economici pentru localitățile rurale din Republica Moldova sunt foarte importanți, ei se regăsesc în politica agricolă comună ca și prioritate a statelor membre a Uniunii Europene, ei trebuie să se regăsească ca și prioritate și pentru Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii a stabilit coeficienții care sunt luați în calcul la examinarea dosarelor privind solicitarea subvențiilor în funcție de suprafața terenurilor. De exemplu, dacă un fermier gestionează până la 100 de hectare, toată suprafața este eligibilă. Dacă acestea sunt mai mari, coeficientul de eligibilitate este în scădere. Asta ar însemna că noi, prin hotărâre de guvern, am stabilit clar un coeficient de categorisire a agenților economici. Aplicând acest coeficient, noi am vrut foarte mult ca să ne îndreptăm privirea spre producătorii micro, mici, mijlocii. Amintim că pentru acest an Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii constituie 1.800.000.000 de lei.